Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scenă Deschisă. În această seară mi-am propus să cunoaștem împreună un om pentru care nu există, nu se poate, un om care nu spune niciodată nu, chiar dacă poate la început nu știe cum să rezolve acea problemă, un om care este considerat îngerul copiilor abandonați în spitale. Alături de mine în platou este Adelina Toncean, fondatorul Asociației Blondie. Bună seara! Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru că ai acceptat invitația noastră. Bună seara și, ca de fiecare dată, mulțumesc că sunt aici. Cu siguranță, pe parcursul emisiunii vom discuta foarte mult despre asociație, despre proiectele voastre, pentru că sunt numeroase, ce faceți voi este extraordinar. Dar aș vrea la început să aflăm cine este de fapt Adelina Toncean și de ce ți se spune îngerul copiilor abandonați în spitale. E foarte bine, pentru că în momentul în care am auzit prezentarea, totdeauna am respins orice astfel de denumire, pentru că sunt atât de normală. Sunt normală pentru că asta este normalitatea și asta este normalitatea pe care ne doresc și mie în final și cred că și-o dorește fiecare și cred că dacă suntem puțin onești cu noi, recunoaștem că ne-am dorit că atunci când este foarte greu cineva să ne ajute. Deci nu trebuie să depășească nimic sfera normalității ca atunci când cuiva este greu să fie ajutat. Ți-ai dat seama de lucrul ăsta la 25 de ani. Atunci ai făcut un pas la care probabil nu te-ai gândit niciodată. Până la acea vârstă? Nu, categoric nu mă gândisem și nici nu credeam că drumul meu va avea un parcurs așa. Nu-mi plăceau copiii în mod deosebit, nu eram genul ăla de persoană care să văd un copil și să mă duc să, nu știu, să îl ating sau să îl iau în brațe. Dar când l-am văzut pe Cristi în ziar, pe băiețelul care mi-a schimbat viața, am știut că va fi copilul meu. Deci am știut și mi-amintesc exact momentul în care am știut pur și simplu că mă uit la copilul care îmi va deveni fiu. Ca să înțeleagă toată lumea, Cristi sau Blondie, cum îi spui tu, de aici este și denumirea până la urmă, denumirea asociației, Cristi a fost un copil adoptat. Da, el a fost un băiețel abandonat în spitalul din Constanța, un băiețel născut cu o malformație cardiacă gravă, pentru care avea nevoie de operație în primele 2, maxim 3 săptămâni de viață, cam acolo se fac lucrurile. Operația nu s-a făcut la timp. Când l-am văzut în ziar și am știut că o să ne unim viețile, el avea deja 2 ani jumate și habar nu aveam pe vremea aia ce înseamnă malformație cardiacă, ce înseamnă că se poate sau nu se poate opera. Cred că fiind și România anului 2003 era și în 2004 a ajuns la mine acasă, cred că toți credeam că orice se poate rezolva în afară. România încă nu era membru UE, așa că ni se părea așa că tot ce este în afara României, în ce privește medicina, e un fel de meca, așa, de unde vine orice bine. Categoric eu voi putea să-l duc în afară și o să reușim și uite, va trăi și băiețelul ăsta care era extraordinar de blond, avea un păr nu blondul ăla așa deschis, avea efectiv păr galben și în poza din ziar era cu o mânuță întinsă, deci căpșorul ăla blond cu o mânuță întinsă și scria micuțul Cristi are nevoie de operație la Cluj. Eu, fiind clujeancă, mi s-a părut că și asta mi s-a potrivit și că totul trebuia să fie acum băiețelul meu, deci că va fi băiețelul meu, că va fi bine, că o să știu ce să fac, că o să mergem la Cluj, că de acolo voi anunța că putem să mergem în afară și o să fim bine și o să trăiască și el. Foarte interesant. Ce au spus părinții în momentul în care tu ai luat această decizie? Pentru că știm că părinții se gândesc prima dată la o căsătorie, la o familie întemeiată într-un alt mod, nu așa. Ce au spus părinții tăi? Părinții mei m-au întrebat cu ce pot să mă ajute. Mama din momentul în care am ajuns cu Cristi la Cluj, pentru că l-am dus imediat cu ambulanța să fie văzut de medicii de acolo.
și mă aștepta în fața spitalului cu bagajelul făcut ca să rămână cu el în spital. Deci ăsta a fost primul lucru pe care l-am auzit din partea lor. Și noi cu ce te ajutăm? Am anunțat, eu o să iau un copil care este bolnav și o să-l iau. Și noi cu ce te ajutăm? Și așa a fost mama mereu pentru el și tata, dar mama a avut așa o căldură și pentru ea Cristi a fost tot ce și-a dorit și sfârșitul lor a venit așa oarecum în același moment, pentru că imediat după plecarea lui a plecat și ea. Dar niciun moment părinții mei și fratele meu și ai mei n-au considerat că este un lucru de nefăcut. Din contră, se bucurau că intră în viața noastră și că pot și ei să ajute. Ai spus de la început că încă din momentul în care ai văzut poza în ziar cu Cristi, ai știut că acel copil va fi al tău. Cu siguranță ai primit întrebări în momentul în care ai decis să-l adopți, să-l iei acasă, din partea prietenilor, poate chiar și din partea medicilor din spitale, de ce vrei să-l iei acasă în condițiile în care știi că are o boală, este diagnosticat cu o boală și nu știi cât o să reziste. Cum ai reacționat la aceste întrebări? Cum spuneam chiar la început, mi s-a spus că nu se mai poate face nimic. De când am văzut primii medici, asta a fost primul lucru pe care l-am auzit. Nu l-am crezut, am insistat să fie văzut, până când, după încă o încercare de a fi văzut de niște medici americani, eșuată din cauza faptului că el avea o febră mare, avea infecții, nu putea să fie investigat, mi-au spus clar, copilul ăsta mai trăiește 4-5 ani și o să se prăpădească. Deci mi-amintesc exact ce am auzit și m-am gândit atunci, chiar am scris un text care mi-a adus în câteva zile zeci de mii de mesaje, Eutanasie pentru Cristi, și în care am spus dacă este atât de nefolositor și oricum se știe atât de bine că va muri și s-a știut mereu că va muri, de ce nu eutanasiem ca pe câinii abandonați, pentru că, uite, mai e și bolnav, e și singur, nici nu face prea mult bine. Și le spuneam celor cărora scria mesajul că băiețelul ăsta, așa de nedorit și așa de bolnav și fără șanse, i-a spus lui Moș Crăciun să-i aducă iaurt cu fructe, că iaurt cu fructe al voie, pentru că nu ale sale. Băiețelul ăsta la 3 ani știa că nu are voie să mănânce sare și că trebuie să respecte un regim, dar în același timp știa și ce vrea să ceară și că un copilaș care știe să ceară își dorește să trăiască. Iar după asta am luptat foarte mult cu și încă o fac cu mentalitatea asta de în care ne place atât de mult succesul, în care ne plac înainte și după urile, în care din nou, dacă suntem onești cu noi, nu ni s-ar părea nimic fer în a fi dați la o parte sau ne fi refuzată iubirea pentru că suntem bolnavi, în care să ni se spună nu o să mă căsătoresc cu tine pentru că am aflat că ești bolnavă, nu o să ai prietenii ăștia, nu o să ai viață bună pentru că ești bolnav. Dar în cazul copiilor abandonați mi se pare că este responsabilitate și că este în final maximul pe care poți să ți-l asumi și cu care poți să mergi înainte. Ori a fi părinte nu, și părinte adoptiv nu înseamnă să ai copii pe ușa din spate. Nu înseamnă că dacă tot nu este al tău, poți să-l alegi măcar, să fie într-un fel sau în altul. Copii se pot îmbolnăvi, noi ne putem îmbolnăvi, noi putem să fim alții din momentul în care alegem să fim părinți. Nimic și niciodată ne va garanta că sănătatea ne este dată doar pentru că cineva s-a născut sau nu sănătos. Și am auzit-o mult, probabil pentru... Poate pentru că cei din jur credeau că nu sunt suficient de informată și că am nevoie de mai multe date ca să mă protejeze.
în realitate a fost cel mai frumos lucru pe care ar putea să mi se întâmple. Noi am avut 10 ani în care ne priveam și ne îmbrățișam, în care Blonde avea o grijă de mine, deci am atâtea mesaje în continuare de la el în care mă întreba dacă sunt bine, dacă am mâncat, că i s-a părut că în dimineața aia nu eram așa de fericită și a vrut să știe de ce. Și ne-am crescut împreună. A fost prietenul meu mai mare sau mai mic, uneori cred că mai mare, cred că cel mai bune sfaturi le-am primit de la Blondie. Mi-a spus odată că a pierdut la șah și că e supărat. Avea vreo 7 ani, pentru că mi-amintesc unde eram când mi-a spus-o. Și am spus că poate să joace cu mine, pentru că cu mine câștigă sigur. Și mi-a zis, cred că pe tine te las să câștigi. Și am zis, ce bine o să câștig și eu. Și îmi spune, pentru că cei buni trebuie să-i lase și pe cei slabi să câștige, chiar dacă ei se vor lăuda după aceea cu asta. Cei buni trebuie să știe că ei sunt cei mai buni. Și nu știu dacă vreodată mi-am pus problema, dacă aș permite cuiva să câștige în defavoarea mea, permițându-i chiar și să-și asume meritul de a fi câștigat, pentru că n-ai nevoie de niciun fel de validare exterioară când îți știi valoarea. Și așa am trăit noi. 10 ani cu foarte multe amintiri despre care tu vorbești cu zâmbetul pe buze. N-ai cum să vorbești altfel când vine vorba de Blondie. Cum stăm în acest moment când vine vorba de monitorizarea sarcinilor, dar și când vine vorba despre numărul copiilor abandonați în spitale? Deci, există o statistică, este publică anual de către Ministerul Sănătății, o statistică care nu face doar să spună câte sarcini sunt nemonitorizate în România, care spune dintre copiii care au murit până la vârsta de un an, câți dintre ei proveneau din sarcini nemonitorizate. Iar statistica constantă pe ultimii ani este la fel, aproape jumătate. Aproape jumătate dintre cei 1200-1300 de copii care mor anual în România, înainte de vârsta de un an, provin din sarcini unde mama nu a fost niciodată la medic. Deci, pe parcursul a 9 luni vorbim despre copii care poate puteau fi salvați, care poate nu puteau fi salvați, dar măcar știm de ce, măcar acumulăm niște informații care să ne arate ce putem să facem altfel, de unde provin, din ce mediu provin copiii ăștia, pentru că este extrem de evident deja că socialul influențează medicalul. Aceeași statistică arată că o mare parte dintre mame nu au terminat 8 clase, că mare parte dintre ele sunt analfabete, că sunt mame fără ocupație și, cum am spus, nemonitorizate. Noi avem și un program de monitorizare a gravidelor în risc social, pentru că acolo este, de acolo provine cea mai mare problemă. Sunt foarte multe mame minore, sunt mame care provin din sistemul de protecție a copilului, sunt mame care și-au abandonat alți copii și care, pentru care nu este suficient că există un pachet pentru gravide care i-ar permite să ajungă la medic. Unele nici măcar nu au acte de identitate, nici măcar CNP, deci nu buletin, nici măcar nașterea lor nu este înregistrată. Cum ar putea ele să meargă la un medic de familie, să plătească o eventuală consultație nefiind asigurate, ca apoi să fie trimise către un medic specialist care să constate sarcina, să mai meargă și la administrația financiară, să aibă un document că nu înregistrează venituri și împreună cu cele două documente se ducă la casa de asigurări, asta odată la 3 luni, ca să primească pachetul pentru gravide și care să-i permită o monitorizare corectă și analize și teste de sânge și ecografice, pentru care din nou va trebui să se deplaseze din satul, din comuna în care se... Evident că este imposibil. Și că sarcina nu se monitorizează, se pierde timpul ăla extrem de valoros în care dacă știi
că urmează să se nască un copil cu probleme, ai timp să faci lucruri, ai timp să organizezi. Chiar dacă mama intenționează să lase, ai timp să faci lucruri, apoi să le faci și în felul ăsta să duci la capăt o viață care poate fi salvată în momentul de față. Malformațiile cardiace în mare parte se pot opera la timp și se salvează. Andrei este unul dintre cazurile, da, despre care tu vorbești tot timpul cu un zâmbet larg, pentru că ai reușit să-l salvezi. Vorbești despre un miracol medical, așa, da, spui tu, când vorbești despre Andrei. De ce? Pentru că l-ai adoptat, l-ai găsit, de fapt, pe Andrei, la 2 săptămâni. La 2 săptămâni după moartea lui Blondie, tot cu transpoziție de vase mari, avea deja un an, deci extrem de depășit chirurgical. De data asta nu mai eram omul care să cred că o să fim bine și că o să se poată orice. De data asta am fost convinsă că nu se va mai putea face nimic, dar că viața, când este făcută să fie scurtă, nu trebuie să fie urâtă. Și le-am spus, copilul ăsta cred că are nevoie de o mamă și acum am înțeles pentru ce am trăit tot ce am trăit. Am înțeles că nu mai sunt omul ăla care l-a luat pe Blondie cu 11 ani înainte. Și tocmai pentru că l-am luat pe Blondie cu 11 ani înainte și pentru că suntem alții și pentru că el m-a transformat și i-am dat voie să o fac. Și am plecat cu Andrei în Italia, la... Direct din spitalul din Constanța, pentru că e de menționat și acest lucru, pentru că pe Andrei l-ai găsit în același loc în care l-ai găsit și pe Blondie. În același, ba chiar îi cheamă la fel, pentru că pe Cristi îl chema Andrei Cristian și mi s-a părut așa că Blondie știa că am nevoie de lucruri clare și știa că îmi va fi foarte greu să trec peste moartea lui. El a scris în jurnalul lui, ultimul lucru pe care l-a scris înainte a muri a fost 30 de secunde până în rai și lumea te roagă să mai stai. Și asta era grija lui. Ce face lumea? Ce face lumea asta care n-a înțeles că el e atât de aproape și că nu mai poate? Și știa că îmi va fi greu și mi s-a părut așa că mi-a pus o etichetă pe Andrei. Adică a fost atâtea coincidențe încât trebuia să știu să mă uit acolo. Este ca și cum îți întoarce cineva, efectiv, capul cu forța. Uită-te acolo. Acolo este ceva de văzut, pentru că pentru mine deja cuvântul transpoziție era tot ce puteam să aud mai rău. Îmi luase tot ce speram că nu o să facă. Ori acum să aud că este un băiețel cu aceeași boală, din nou, cu aceleași texte, nu se mai poate face nimic, nu mai este nicio speranță. Andrei era mult mai rău decât era Cristi când l-am cunoscut. Andrei nu mânca deloc, era hrănit doar pe sondă nasogastrică. Eu nu văzusem niciodată așa ceva la un copil. Cristi a fost mereu un copil care, în afară de faptul că era mai mic decât alți copii de vârsta lui și avea o culoare așa albăstruie la degete, la gură. Altfel, eu nu am văzut, n-a fost conectat vreodată la aparate. Sau... Și acum vedeam un băiețel albastru, negru, deci era extrem, extrem de rău. Andrei la un an nu ținea capul sus, avea 5 kg. Era un copil care nu se liniștea în preajma oamenilor pentru că nu știa prea multă despre prezența oamenilor. Crezi că Blondie te-a împins să o iei de la capăt? Eu cred că, și nu pot să mai cred altfel, eu cred că totul a fost, totul m-a pregătit pentru asta. Cred că și nu o spun nici ca un om care și-a atins nivelul maxim al durerii și nici pentru că trebuia să găsesc un sens. Pentru mine sensul a fost foarte clar imediat. Nu mi-ar mai plăcea să stau pe lumea asta fără el. După ce accepti să fie pus cum un copil în pământ și să te duci acasă, nu prea mai ai ce să ceri multe de la planetă.
Dar nici nu poți să faci lucruri pe care nu poți să le faci. Așa că atâta timp cât nu mori când vrei. Pentru că ți se foarte des spui, eu n-aș fi putut să trec prin asta. Și le spun oamenilor, și ce crezi că ai fi făcut? Crezi că te întreabă cineva dacă poți sau crezi că ai de ales? Pentru că tu nu poți să treci în așa ceva, probabil nu o să se întâmple. Sau... Și dacă nu poți, treci și te trezești în fiecare zi și constați că te îmbraci, că miști mâinile, picioarele, că mănânci, poate mai și râzi. Și mi-a fost foarte clar că atâta timp cât mi este dat să fiu aici, trebuie să nu se mai întâmple asta. Nu mai trebuie să moară copii pentru că nu se face nimic. Și l-ai dus pe Andrei în Italia? L-am dus pe Andrei în Italia. Mi se părea așa că lucrurile s-au potrivit atât de bine și a mers totul foarte bine. Absolut tot, nu întotdeauna lucrurile când am mai făcut-o pentru alți copii au mers așa. La noi a mers totul impecabil, n-a fost nimic care să ne împiedice în ce înseamnă documente și a fost primit imediat. Și pe 20 decembrie am ajuns în Italia. Andrei era foarte rău, deci nimeni nu credea, toată lumea mă plângea de milă. Pe 25 decembrie, noaptea de Crăciun, a murit și mama. A fost efectiv un moment în care am simțit că îmi scoate cineva mațele și efectiv că mă rupe în bucăți. Și apoi au început miracolele. Apoi brusc vedeam că lăpticul ăla pe care îl dădeam lui Andrei cu seringa, cei din Italia au fost foarte fermi, copilul ăsta în spital nu moare de foame, trebuie să înveți să mănânce. Așa că scopul tău nu este să-l hrănești, ci oricât de puțin ar fi să înveți să mănânce. Și îl hrăneam așa cum hrăneam cu mama pui de pisică. Dacă cineva începe cu pui de pisică, să știe că există și varianta să ajungă și la pui de om. Deci hrăneam cu mama pui de pisică, am hrănit și pe Andrei tot cu seringa și curgea lăpticul ăla din guriță. Nu prea arăta hrănire ce făceam eu acolo. Și la un moment dat, parcă n-am mai curs la fel de mult și într-o zi am mâncat o seringă întreagă de 5 ml și apoi de 10 ml și apoi am trecut chiar și la biberon. Și înainte de operație, care a fost pe 7 ianuarie, deci practic în 17 zile, Andrei deja mânca ca orice copil normal, deci ca și cum niciodată n-ar fi fost altfel, și fără ca starea lui medicală să fie schimbată în vreun fel. Pur și simplu mi-a arătat că se poate și începusem să sper nu că se poate opera asta, eram deja convinsă că nu, dar că o să fim într-un fel, că într-un fel noi o să ne întoarcem acasă și... Și v-ați întors acasă bine. Și ne-am întors bine pentru că după ce i s-a făcut cateterismul, care este o intervenție care arată cum sunt presiunile în plămâni și care arată cât de mult se mai poate interveni în plămâni și în inimă, absolut miraculos, ne-au spus plămânii lui nu sunt afectați deloc, deci lucru care, cum am spus, nu se întâmplă nici măcar la 3 săptămâni. La 3 săptămâni deja pentru un copil șansele devin așa ipotetice dacă se poate sau nu salva, pentru că inima în malformația asta face ca plămânii să fie distruși foarte repede, se duce foarte mult sânge, presiune în plămâni, se distrug imediat. La Andrei nu erau distruși deloc. Și la sfârșitul ianuarie ne-am întors acasă fără oxigen, fără medici. Cu zâmbetul pe buze, cu siguranță. Da. O să vreau să discutăm și despre Asociația Blondie, cum s-a format, despre proiecte, dar după o scurtă pauză de câteva minute și revenim de îndată. Am revenit la scenă deschisă, doamnelor și domnilor, alături de mine în platou, în continuare, Adelina Toncean, fondatorul Asociației Blondie. Le spuneam telespectatorilor înainte de această pauză că vom discuta și despre asociație, pentru că este extraordinar ce reușiți să faceți voi acolo. Dar aș vrea să-mi spui, de unde a pornit totul? De unde a pornit, de fapt, Asociația Blondie? Și ce v-a făcut să fiți singura asociație care se ocupă de copiii abandonați în spitale?
A fost, a pornit cu promisiunea pe care mi-am făcut atunci și nu neapărat promisiune, cred. A fost modul meu de a rămâne aici și cred că pentru fiecare mamă care rămâne mamă fără un copil pe pământ sau fără toți copiii pe care îi avea pe pământ, trebuie să existe la un moment dat un sens și un drum, pentru că altfel devine foarte greu. Unele își doresc foarte repede să aibă alt copil, altele din contră nu își doresc alți copii și caută un alt sens. Suntem și în asociație acum mai multe mame care ne implicăm în asta, dar pentru mine lucrurile au fost foarte clare. Eram foarte corporatistă la momentul la care Cristi a plecat și am știut că nu pot să mai fac asta, nu pot să rămân aici fără el, pentru ca la sfârșitul zilei să-mi spun că jobul la care lucrez merge bine sau că o companie pentru care lucrez o duce mai bine pentru că mă are acolo. Și mai mult decât atât, Blondie nu a murit pentru că a fost bolnav. Blondie a murit pentru că la momentul ăla nu a contat suficient. Și de câte ori și acum se întâmplă să ne întoarcem cu copii care nu supraviețuiesc sau cu copii care uneori ne apucăm să zboare pentru că mor înainte, niciodată nu simt durerea aia de viață care a fost prea puțin importantă. Eu știu că pentru fiecare m-am trezit de vreme, că am fost isterică, că am căutat bani, că am țipat, că am făcut să fie, pentru că viața a fost importantă. Și trebuie să fie și motivul pentru care nu spui niciodată nu sau nu se poate? Categoric nu spun niciodată nu. Și nici măcar nu iau vreodată în calcul că ar putea să fie nu. Deci, de fiecare dată când au fost, mai ales la început, când am început să facem zboruri medicale și habar n-aveam ce să facem. În momentul în care făceam zboruri medicale, înainte de a începe Blond, nu știam nimic despre domeniul ăsta. Pentru mine, domeniul pe care îl știam era un, m-am spus, foarte corporatist, în care știam procedurile bine și știam ce să fac. Dar cum să fie ceva care... Cum să fie vreodată un efort prea mare atunci când miza este de a trăi sau nu cineva? Când ceva nu merge, nu-mi spun decât că, ok, trebuie găsită soluția la care să meargă. Nici într-un caz n-am luat vreodată în calcul, chiar le spuneam la un moment dat celor de la compania aeriană care mi-au spus odată, n-am crezut că o să reușim și zborul ăsta, și am zis, voi nu înțelegeți că aș sparge și magazine să mai fac rost de bani odată, chiar spuneam că vecinii mei sunt cam în pericol, cine știe, vreodată rămânem fără bani și cine știe la ce le curgem. N-a fost cazul, din fericire, am găsit soluții mai legale, dar nu cred că aș avea vreodată vreo limită în a mai găsi încă o dată. Deci încă o dată, să se mai poată o dată, să mai trăiască încă cineva. Și, repet, este atât de normal. Este normal când sunt oamenii ăștia, își pun copiii realmente în mâinile noastre. Efectiv, este din momentul în care ai mers pe drumul ăsta, nu mai poți să ai limite. Nu poți să spui atâta s-a putut. Atâta s-a putut este doar momentul în care s-a putut tot. Dar ce înseamnă, de fapt, organizarea unor astfel de zboruri? Pentru o asociație care are fonduri din donații, din partea oamenilor care vor să-i ajute pe micuți să supraviețuiască, în condițiile în care te întreb și pentru că voi ați început zborurile chiar la începutul pandemiei de coronavirus. Atunci, da, când totul era blocat, voi ați început să faceți aceste zboruri. Da, a fost momentul în care am înțeles că este nevoie de asta. Era un moment în care o parte dintre copiii pe care îi dusesem la Milano
nu mai aveau cu ce să se întoarcă acasă. Noi pregătisem acasă un centru perfect pe care l-am și făcut centru autorizat de carantină, tocmai pentru că niște copii operați pe cord nu se pot întoarce în orice condiții, nu pot să fie mai departe îngrijiți altfel decât perfect ca să poată să trăiască. Ori noi nu puteam să-i lăsăm în centru de carantină în care să fie alături de alte persoane, în care să fie în pericol să ia infecții sau viruse. Și noi aveam locul perfect acasă, în București, dar ei nu mai aveau cu ce să vină. Și când am înțeles că real nu există nicio soluție, am spus, hai să-i aducem noi, hai să vedem ce ar însemna să facem noi un zbor. Nu ne-am imaginat niciodată că va exista și zbor cu numărul 2 și 3 și... Da. 10 și 10. Da. A fost un moment și când am ajuns la zborul 100, a fost... Dar atunci, la momentul la care programam primul zbor, a fost acel ceva care în timp ce făceam spuneam, în viața mea nu mai fac așa ceva, deci nu este... În primul rând că nimeni nu știa ce să ne ceară. Era totul atât de busolant. Și mai mult decât atât. Totul era nou. Era nou și era în pandemie, cred că, eu nu știu dacă a mai fost luată în istoria omenirii, cred că doar când a fost incidentul de la turnurile gemene, cred că doar atunci avioanele nu au mai zburat, dar nu pe o perioadă atât de lungă, iar noi am zburat de pe Milano. Deci 27 martie 2020 din Milano nu mai zbura nimeni. Și știm că Italia atunci era epicentrul. Și exact Milano era. Mi-a spus odată un pilot, se întreba ce e aia blondii. De ce pe timpul pandemiei tot apărea o entitate blondii care zbura și zicea, cred că sunt niște miliardari cărora le place să zboare și în perioada asta. Adică, de ce insistă oamenii ăștia în continuare să se ducă în Milano și să zboare când toate avioanele sunt la sol? Ne-am cunoscut mai târziu și am aflat că nu suntem miliardari. Da, dacă trebuie, ne facem și miliardari. Dacă de asta e nevoie, dacă nevoie de avioane, de rachete, de ce nevoie aia va fi. Și a fost un moment în care de fiecare dată după ce zburam ne spuneam gata, acum nu se mai poate întâmpla nimic, a plecat. Și era copilul deasupra Bucureștiului când ni s-a spus că nu mai poate ateriza la București, pentru că nimeni nu cred că a luat în calcul ce se va întâmpla cu un cetățean român venit din zona roșie cu o altă boală decât COVID și care are nevoie de altceva decât carantină. Și anume, copilașul pe care îl aduceam noi era intubat, nu putea să stea în carantină, evident, nu putea să stea în secția de terapie intensivă, pentru că trebuia să venea din zona roșie, nu putea să stea în secția COVID, pentru că nu avea COVID. Și efectiv, avionul era în aer, eu mă gândeam cât o să ne coste asta, cât o să ne coste asta, de unde mai scot bani și pentru cât o să ne mai coste asta. Și în timpul ăsta am zis... Trebuie, deci până când este de aterizat, trebuie să găsim o soluție. Deci undeva copilul ăsta trebuie să meargă, este în aer. Și în final varianta a fost de a-l lua în secția de terapie intensivă COVID copii, care era goală. Nu a trăit băiețelul. Sunt sigură că părinții lui, de fiecare dată când ne amintim de zborul 1, își amintesc de copilul lor, dar au trebuit să fie următoarele zboruri ca să înțeleg că nu putem face decât ce putem face, că nu suntem nici eroi, nici antieroi, suntem oameni normali care facem maximul de fiecare dată când se cere. Și au fost zboruri grele în care cred că cel mai greu lucru ce ni se cere este să aducem acasă copii pentru care nu se mai poate face nimic și aducem efectiv să moară acasă și nu știi ce să spui, că a fost bine, ce bine că am făcut-o, dar știi că este bine că am făcut-o, pentru că este momentul ăla în care mai dai niște ore în plus, niște zile în plus unor oameni care doar cu asta vor mai rămâne. Niște îmbrățișări, niște
ore în camera lui, cu prietenii lui, cu bunica, care poate n-a fost cu el în străinătate, cu tatăl, care de multe ori este cel care rămâne acasă. Vorbești cu foarte multă emoție când te referi la anumiți copii pe care fie i-ai dus în străinătate, fie i-ai adus acasă. E vreun moment care te-a marcat de când organizați aceste zboruri? Poate chiar și într-un mod pozitiv. Au fost foarte multe momente. A fost unul recent, pentru că și ea este unul dintre copiii care ne-a arătat, cred că, tot ce se putea despre umanitate. A fost o fetiță de 5 luni pe care am scos-o din Odessa, intubată și ventilată. Și este genul ăla de copil pentru care zborul este greu și în perioada de pace, cu atât mai greu în momente în care nu știi dacă mai ai timp încă o oră sau nu. Și s-a întâmplat să facem totul exact în ziua în care în gara aceea, în Kramatorsk, o bombă la întâmplare a omorât 5 copii sănătoși. Noi scoteam un copil atât de bolnav din Odessa. A fost ceva ireal de greu, pentru că am adus-o cu o ambulanță terestră până la graniță, cu altă ambulanță terestră până în Chișinău și de acolo planul era să zboare în Germania. Doar că cu o seară înainte, cei din Germania ne-au spus că nu pot să mai primească în weekend. Noi am considerat că probabil a fost prea greu cazul și nu cred că și-au imaginat că noi chiar o ducem și probabil că s-au răzgândit. Dar pentru noi a fost de luat decizia ce facem dacă amânăm. Era sâmbătă, urma să zburăm. Dacă amânăm până luni și riscăm să se întâmple ceva în Odessa, chiar au fost bombardamente în weekendul ăla, sau o facem oricum. Mai mult decât atât, unul dintre dușmanii noștri și la începuturile zborurilor și în perioada asta în care a fost și războiul, a fost neîncrederea celor din jur. Când îi spui cuiva o să trimit un avion, nu te crede nimeni. Deci, efectiv, poate nu-ți spune direct în față, serios, cred că te aberezi, dar nici nu te ajută cu nimic. Nimic, niciun document, nici un efort, nimic nu venea. Ori noi deja pusesem la cale un lanț atât de bine stabilit încât am zis, dacă l-anulăm, nu o să-l mai refacem. Așa că am hotărât să o aducem la București și să zburăm din București. Tatăl era rus, n-a avut voie să zboare cu ea. Am mai plecat și cu 3 pisici de acasă în ambulanță. Deci tot timpul anunțam compania aeriană. Tatăl este rus, da, este rus și are 3 pisici. Deci vă să țineți cont și de faptul că trebuie să zboare și cu ele. Și în momentul în care a ajuns pe aeroportul Băneasa și a urcat în ambulanță și acolo am văzut-o. Și am văzut-o în fața mea, era atât de albă. Și omulețul ăla care de 2 zile nu ne mai lăsa să dormim și am trimis o poză mamei care era în Germania și care realmente nimic săraca, n-a mai comentat, n-a mai deranjat. Îi spuneam, nu vine tată, e ok, nu ajungem în Germania, mergem în România, e ok și asta. Bă, orice îi spuneam era de acord și îi spuneam, e aici, deci copilul tău chiar e aici, chiar e în fața mea acum. Și nu știu ce a fost în sufletul ei până în momentul ăla și cât a crezut că o să reușim sau nu. Și imediat după ce a ajuns în Germania, au fost anunțați că fetița este într-o stare terminală. Eram convinsă că așa este, n-am crezut vreun moment că merge să se facă bine. Și mi-a spus mama că este recunoscătoare, că o să mai țină în brațe atâta timp cât mai vor mai avea. Și a murit la câteva zile după ce a ajuns acolo. Și este, din nou, cel mai normal lucru pe care sper să avem ocazia să-l facem de câte ori va fi nevoie, pentru că numai așa poate să fie tratată viața. Și cu siguranță mai sperați un lucru.
să spuneți la un moment dat, vom trimite un avion roz. Da, așa, sau mai multe. Deja ne gândim că unul e puțin, măcar două. Deci, măcar, nu să le trimitem în același timp, dar să spunem, am luat un avion. Să spunem, România are ambulanță aeriană. Este lucru pe care deja l-am trecut de nivelul de speranță, știm că o să-l facem. Am știut de pe la zborul 5 că o să o facem. După care am știut că trebuie să trecem și noi drumul ăsta de a învăța exact ce avem de făcut, de a învăța, de a pune României pe agenda asta. Eu nu știu cât de mult se înțelegea nevoia de transport medical înainte și cât de mare este nevoia. Undeva acum, pentru că lucrurile nu mai sunt la fel de grele cum erau la început, acum am spus, se știe, și numărul celor care ne caută a crescut foarte mult și realizăm că dacă anul trecut făceam în medie un zbor pe săptămână, acum am avut anul ăsta o săptămână în care am avut 6 zboruri, în care doar marți nu am zburat, în rest am zburat și sâmbătă și duminică, în care în fiecare zi, după ce se încheia tot, o luam de la capăt pentru ziua următoare, zborul oricum fiind pregătit din același timp în care organizam și cel înainte, și pentru că mă întrebai la un moment dat ce presupune organizatorul zbor, presupune ca în același timp să se potrivească să avem aeronavă, să avem bani, să avem medici, să poată clinica să primească, să fie copiii bine, să avem documentele, să fie părinții, dacă nu, măcar să fie cineva care să se însoțească, și în cazul în care una dintre ele nu se potrivește, să găsim soluții la ele. Și de obicei ce nu se potrivește este nu avem oxigen suficient, aducem în altă parte, nu putem zbura la ora aia, nu mai putem primi copiii, nu avem medic în ziua aia, nu mai rezistă. Am avut cel mai mic copil cu care am zburat, a avut 3 zile. Și nu este o diferență mare între a zbura la 3 zile sau a zbura la 2 săptămâni, dar este o mare diferență să faci pașaport până la 3 zile. Deci dacă prindem și weekendul, deja chiar e o provocare. Am ajuns să facem pașaport în dimineața zborului, deci din punctul ăsta de vedere avem foarte mult sprijin din partea autorităților. Deci efectiv anunțăm, avem un zbor acum și trebuie să ne ajutați să reușim să avem pașaport pentru copil, și am avut de fiecare dată. Pe final aș vrea să te întreb, pentru că acum ai spus că aveți sprijinul din partea autorităților, dar au fost momente în care ai simțit că te-ai luptat cu morile de vânt? În ce privește că lucrurile sunt foarte grele, că au fost momente în care nu se potriveau așa cum ne doream. Nu, niciodată n-am avut sentimentul ăsta. Din contră, cred că n-am avut vreodată mai multă dorință și mai mulți oameni care să vrea să facă parte din asta, cum este de când am început zborurile. Când ne caută medici și ne spun și la noi este un copil care are nevoie să zboare, înseamnă că am făcut ce trebuia. Mulțumesc tare mult, Adelina Toncean, pentru prezență, pentru că ai acceptat invitația la Scenă Deschisă și pentru că te-ai deschis. Am vorbit și despre viața ta personală, am vorbit și despre proiectele Asociației Blondie și abia așteptăm să spunem că, iată, avem un avion roz. România are un avion roz pentru că ați ales această culoare. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toată această poveste. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit și, bineînțeles, vom reveni cu ediții speciale în fiecare săptămână. La revedere!